să scap de păcat, sarcină ce apasă din greu sufletul tău. Vrei tu să-mi vingi răul din inimă, trufașă-n pornire-i mereu. E puterea plină de minuni, sângele Vă salutăm pe toți cu har și pace, dorim ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie cu fiecare dintre dumneavoastră și vă spunem un bun venit lângă cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului că suntem împreună în această zi, aproape de cuvântul lui Dumnezeu, în care putem să ne oglindim și să observăm de ce lucruri avem nevoie pentru a ne pregăti pentru o călătorie mare și lungă. Dragii mei prieteni, vreau să vă întreb un lucru. De câte ori v-ați gândit să faceți o călătorie? Câte bagaje ați luat cu dumneavoastră? Poate vă gândiți acum, indiferent, sau poate răspundeți că indiferent de călătorie. Pot fi anumite călătorii care durează 3-5 zile, altele o lună întreagă. Și atunci avem nevoie de mai multe bagaje. E interesant, nu? Pentru că înainte de fiecare călătorie facem anumite pregătiri, suntem atenți la toate detaliile, dacă nu am uitat ceva acasă, lucruri importante, căci dacă le-am uitat, dar ce avem nevoie? Primul aspect, primul lucru pe care nu trebuie să-l uităm acasă când plecăm într-o călătorie, e documentul, nu? Sau pașaportul. Buletinul, actul de identitate. Acesta este primul care trebuie să avem grijă să nu-l uităm acasă. Identitatea noastră. Tot așa, dragii mei, pentru a merge în această călătorie de astăzi, avem nevoie să înțelegem care este identitatea noastră. De aceea vă invit să rămâneți cu mine astăzi, alături de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a înțelege cum stăm la acest capitol al identității. Avem act de identitate sau pașaport sau nu-l avem sau e în curs
în procesare. Am mers, am făcut fotografia și așteptăm ca să vină. Da, haideți să ne uităm la Amos, capitolul 4, versetul 12. Pregătește-te, Israel, pentru a te întâlni cu Domnul tău. O invitație deschisă în cuvântul lui Dumnezeu în Amos, capitolul 4, versetul 12. Este o invitație pentru tine, pentru mine, pentru noi ca și biserică. Avem nevoie de o pregătire. O pregătire pentru a ne întâlni cu Dumnezeu. O pregătire pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi, în mod individual. Și după aceea, după această întâlnire cu Dumnezeu, putem spune că suntem sau nu suntem gata să plecăm în călătorie. Care este călătoria? Vom descoperi pe parcursul temei noastre. Ce fel de pregătire avem nevoie să facem? Ce bagaje trebuie să luăm sau care trebuie să le lăsăm? Vom discuta astăzi împreună cu ajutorul lui Dumnezeu. Cuvântul și invitația din Amos este adresată tuturor, în special bisericii, în special mie, în special ție. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Astăzi aș dori să merg pe această latură a pregătirii din punct de vedere al bisericii. Cum noi, ca și biserică, suntem sau nu suntem pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu? Noi, fiecare dintre noi, formăm Biserica lui Dumnezeu. La oaltă, reușim să formăm Biserica lui Dumnezeu. Și atunci, noi ca și grup, cum putem fi pregătiți pentru această întâlnire cu Dumnezeu? Se pare că în realitate încă nu suntem. Că dacă am fi fost pregătiți, eu cred că deja ne-am fi întâlnit cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dar pentru că încă suntem aici, haideți să reflectăm puțin și să vedem de ce avem nevoie. Când Domnul Iisus a fost aici pe pământ, El a dat anumite avertizări cu privire la anumite aspecte din ultimele timpuri ale pământului. A vorbit despre sfârșitul lumii, a vorbit despre războaie, despre pandemii, despre certuri între națiuni și așa mai departe. Domnul Iisus a tras atenția la toate lucrurile și într-un final spune către ucenici și se adresează și nouă astăzi că avem nevoie să ne pregătim, pentru că toate aceste lucruri care au să se întâmple nu e decât începutul durerilor. Un aspect important în pregătirea noastră pe care o facem către cer, către Dumnezeu, către relația noastră cu Dumnezeu, ca și biserică, trebuie să fim atenți la un aspect important. Matei, capitolul 24, versetele 4 și 5. Să nu uităm niciodată aceste versete, pentru că sunt foarte importante și poate în acest moment, noi ca și biserică, ne-am obișnuit cu învățăturile pe care le avem, ne-am obișnuit cu muzica pe care o avem, ne-am obișnuit cu anumite lucruri și poate dorim lucruri noi, poate dorim să auzim predici noi. Nu? Din nefericire, de foarte multe ori aud spunându-se, dar am auzit pe internet, dar am citit pe internet, dar Cutărescu sau Cutărescu a predicat acolo pe internet și mi-a spus anumite lucruri și eu nu mai are rost să le verific. De ce? Cuvântul Domnului ne spune aici. Iisus le-a răspuns, pentru că ucenicii erau preocupați la un moment dat de semnele sfârșitului. Și Iisus le răspunde. Băgați de seamă ca să nu vă înșele cineva. Cum e această parte, în special versetul 4 din capitolul 24 din Matei? În pregătirea noastră pe care o facem. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. De ce? Cum e posibil să fiu înșelat? De multe ori, nu, spunem în bucuria sufletului nostru, dar noi am studiat. Noi studiem cuvântul lui Dumnezeu. Noi cunoaștem Daniel și Apocalipsa. Știm că suntem biserica îngerului al patrulea. Știm întreita solia îngerească. Știm toate lucrurile. Nimeni nu ne poate înșela cu nimic.
Știți care este solia martorului credincios? Din Apocalipsa. O știm. Nu ești nici rece, nici înclocot. Dacă ai fi rece sau înclocot, s-ar mai putea discuta. Deci, nu ne putem mândri noi cu starea noastră spirituală. Era la un moment dat, nu, o discuție la lecțiile școlii de sabat pe care biserica noastră le are și vorbeam puțin despre aceste aspecte, că în vechime poporul lui Israel se mândrea cu starea pe care o avea, că suntem noi poporul lui Dumnezeu, gata să primim mântuirea și numai pentru noi va fi dat. În situația aceasta ajungem și noi astăzi, din nefericire. Credem că suntem poporul lui Dumnezeu și numai nouă ni se adresează, numai noi avem dreptul, că noi putem intra în cer în această situație. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, voi care credeți că sunteți poporul lui Dumnezeu și sunteți poporul lui Dumnezeu, da? Să nu greșim aceste lucruri, să fim foarte atenți la aceste detalii. Da, suntem poporul lui Dumnezeu, avem doctrina curată, avem principiile curate, putem spune lucrul acesta. Dar băgați de seamă să nu fiți înșelați. Cum? Continuă versetul. Pentru că vor veni mulți în numele meu, zicând că eu sunt Hristos. Și vor înșela pe mulți. Parcă continuarea versetului încearcă să ne atragă atenția în special la câteva aspecte importante. Și aici din nou am putea răspunde, nu. Aici noi nu vom fi atăcați de nicio culoare, de nicio formă. Nu avem noi de a face cu aceste lucruri. Cum să vină în numele Domnului și să ne amăgească pe noi, că noi știm lucrurile. Din nefericire, dragii mei frați, prieteni, se întâmplă de multe ori să auzim că o anumită persoană a părăsit biserica. Plec din biserica aceasta. Nu mai îmi convine. Nu vreau să aud. Da? Nu e corect cum face. E greșit. S-a apostaziat. E vai de capul ei. Da? Vorbim despre biserica lui Dumnezeu, că ajunge într-o situație de apostazie, gata, plec. Și nu fac altceva decât să-mi fac un grup, un grupuleț a meu. Să-mi dau eu dogmele mele, învățăturile mele, ceea ce îmi convine mie. Și să arăt cu degete, uite păcătoșii, că noi suntem acum ăia mai buni. Ne alegem pe sprinceană predicatori, ne dăm zecime, acomodăm, dar noi suntem bine și arătăm către biserica organizată a lui Dumnezeu ca fiind o apostazie completă, vai de capul și de zilele ei, că noi suntem sfinții. Și credem că în felul acesta n-am fost înșelați. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, vor veni mulți în numele meu și vor zice că sunt Hristosul, că ei au darul lucrării, că ei fac lucrare, că ei distribuie, că ei rup în dreapta și în stânga. Și ne trezim că facem parte din această grupare, cântăm cu ei, mâncăm cu ei și zicem că e bine. Dar din nefericire aceasta este primul aspect al călătoriei noastre la care trebuie să fim atenți. Pentru că în felul acesta nu vom ajunge în cer. Crezând că dacă ne vom depărta, crezând că dacă noi vom face anumite lucruri individuale, crezând că dacă noi vom tăia și vom spânzura anumite lucruri, atunci vom intra în cer. Da, mântuirea este individuală, dar ea este prin biserică. Aceasta să nu uităm niciodată. Că de multe ori spunem că eu voi fi mântuit, nu mă interesează că eu. Nu. Mântuirea va fi prin biserică. Și așa va fi dată. Și continuă versetul. Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Din nefericire sunt tot felul de teorii. Nu, nu mai credem în Trinitate, nu mai credem în reformă sanitară.
binecuvântare, nu mai credem în sabat, schimbăm anumite lucruri ale sabatului, o fi, că nu o fi, că nu știu cum, modificăm lucrurile doctrinale, că am avut noi dintr-o dată acum o revelație în 2024 să schimbăm lucrurile. Și în felul acesta ne trezim că suntem tot mai departe de cuvântul lui Dumnezeu. Că au venit unii să ne amăgească cu tot felul de teorii. Că stai că botezul nu mai trebuie să se facă în apă, trebuie să-l facem în piscină. Că stai să vezi că s-au stricat, s-au negrit apele. Stai să vezi că nu mai funcționează lucrurile cum erau cândva înainte. Stai să vezi că nu mai este numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, că e numai numele lui Iisus botezul. Stai să vezi că și teorii. Și ne mirăm că ajungem să nu mai știm ce credem. Și mergem înainte. Și nu mai vrem să venim la biserică și ne izolăm, că vrem să avem o meditație profundă noi cu Dumnezeu, între noi și Domnul. Rămân acasă, frate, nu pot sâmbăta asta, că sunt atât de dezamăgită. Și cum rămâne dragul meu cu versetul? Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. E valabil versetul pentru noi astăzi sau nu mai e valabil? Nu mai e parte. Haidem la casa Domnului. Unde? Când fac casa mea, în casa mea, cu neamul meu, cu familia mea și gata. Da. Și ignorăm lucrurile mici ale Scripturii. Și ne trezim că mergem către cer, cum cu bagajele noastre, cu ideile noastre, cu orgoliul nostru și cu teoriile noastre. Și nu vom ajunge nicăieri. În această călătorie, dragul meu, ai grijă unde citești, ai grijă ce asculți, ai grijă unde îți îndrepți urechile și privirea. Pentru că de multe ori Sfânta Scriptură nu mai e Sfânta Scriptură. De multe ori spiritul profetic nici nu mai există. Unde? Ce să mai vorbim despre el? S-a dus. Că dacă era Ellen White pe vremea noastră acum, ar fi scris altfel. Așa, să ne dea nouă plăcere, nu să satisfacți. Că noi suntem tinerii sau generația modernă în timpuri moderne și trebuie să adaptăm lucrurile. Și vine Domnul 2000 de ani în urmă, dragii mei, nu? Stai că acum am putea spune că nici cuvintele Domnului Iisus nu mai sunt valabile. Sau cum e treaba aici? Că vor veni mulți în numele meu, mulți. De ce atâtea biserici, atâtea secte, cum se spune? De ce, de ce, de ce? Din cauza aceasta. Încercăm să schimbăm lucrurile. Al doilea aspect important în călătoria noastră către cer. Romani, capitolul 1, versetul 25. Romani 1, cu 25. Au schimbat adevărul lui Dumnezeu? Cum? Cu ce? Haideți să ne gândim. Nu vreau să vă citesc versetele așa, să vă plictisesc. Și dacă aveți un îndemn, trimiteți mai departe mesajul la prietenii dumneavoastră, pentru că e o realitate pe care o trăim. Fiți atenți, Romani 1 cu 25 și deschideți Biblia, pentru că aș face o provocare și către frații de la media să nu pună versetul acesta, pentru că ca să-l vedeți în traducerile voastre cum spune și să-l analizăm împreună și să deschideți Biblia. Haideți, deschideți Biblia, mergeți după ea și deschideți-o. Sau un telefon. Au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu ce? Cu minciună și în traducerea mea spune în felul următor. Și au adorat și a servit creaturii în locul creatorului. Cum e aceasta? Vine momentul în care dorim să schimbăm adevărul cu minciună. Ceea ce am povestit puțin mai devreme. Și pe lângă aceasta, nu mai dorim să-L serbăm pe Dumnezeul nostru și dorim să serbăm creatura, omul, numele, pe cel care a fost creat. Se întâmplă uneori, nu știu cum e situația,
Dar încetul cu încetul începem a trage lumea spre biserică. Și vine versetul din Amos și spune, pregătește Israel ca să te întâlnești cu Domnul. Cum? Că noi tragem lumea către biserică. Vine pana inspirată, cei care mai cred în ea, că vorbea mai devreme, că nu mai, nu, ce poveste. Dar vine pana inspirată și ne spune în felul următor. Linia de demarcație dintre poporul lui Dumnezeu și lume e ștearsă, nu-i. Da? E scris clar. Avem o problemă deja și ea scria cu mulți ani în urmă, prin anul 1905-1908, o declarație puternică. Dar cum o fi în 2024 linia de demarcație dintre poporul lui Dumnezeu și lume? Cum e? Mai e? Nu mai e, s-o șters, s-o dus. Și vine versetul și spune aici că tragem lumea în biserică și nu mai serbăm sabatul Domnului. Cum nu-l serbăm? Păi mergem sâmbătă la biserică, că vineri seară nu mai avem timp, suntem obosiți. Dar în special sâmbătă dimineață suntem într-un număr frumos, să mai vedem ce e nou. Dar mergem. Și ce se întâmplă? Păi e 8 martie, a picat într-o zi de sabat. Păi, să facem un serviciu divin, un cult, o parte ceremonială, să vorbim puțin despre mame, despre mama Domnului Iisus. Sau e ziua tatălui, ziua bărbatului, sau și numim, facem postere și așa mai departe, zi specială, astăzi e ziua cu tare sau cu tare. Și e zi de sabat. Și mergem la biserică și trece ziua de sabat, mai facem și un program după amiază, cei care nu suntem plictisiți sâmbătă după amiază mai ajungem și pe acolo și venerăm. Vai, ce program frumos a fost, dar n-am spus nimic despre Iisus. Și în situația de față ajungem să credem că mergem către cer. În felul acesta. Credem că situația în care suntem e o situație bună și acceptabilă. Credem că în felul acesta vom reuși să înțelegem care este misiunea Domnului Iisus Hristos cu privire la noi. Și vine Romani 1 cu 25 și spune, vor schimba adevărul cu minciună. Și vor spune că acesta este adevărul. Ha mă, Adriane, lasă-ne în pace, ai venit și tu acum. Vezi că funcționează altfel lucrurile. Și spune că vor ajunge în așa fel încât să servească și să adore în așa fel încât omul încât să uite de Dumnezeu. Vai, păi cum? Spunem astăzi, la un moment dat, ne uităm la anumiți oameni ca la Dumnezei. A venit, dacă fratele a spus, are un cuvânt. Dacă el, stai să, nici nu mai deschidem Biblia să vedem, scrie, are dreptate, nu are dreptate, e așa, nu e așa. Da, dacă el a spus, fratele cu experiență, știe cum să. Și în felul acesta uităm de Dumnezeu. Și o luăm în vale. Pentru că, din păcate, ne confruntăm cu o altă situație dureroasă pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, dar nu vreau să o amintesc. Mergem mai departe. Este un gând din pana inspirată care spune în felul următor. La sfârșitul timpului se va ajunge la un moment dat în care trebuie să apară această separare. Griu și neghină. Separată. Ca să nu se înmulțească nelegiuirile. Pe lângă toate aceste lucruri, pe lângă această separare, mai avem o avertizare importantă, care spune în felul următor. Satan încearcă să introducă doctrine false. Ca și cum
Totodată, nu ar exista nici sanctuar. Totodată, pe lângă acestea, Satan încearcă să distrugă stâlpii edificiului nostru, a credinței noastre. Pentru că în felul acesta vom ajunge în situația în care să venerăm mai mult oamenii decât Dumnezeu. Și iată în ce realitate a zilelor de astăzi trăim. Generația modernă care călătorește către cer e generația care vrea să schimbe totul. Pentru că aud de multe ori și în ultima perioadă am lucrat mai mult printre tineri și se spunea, frate, fă ceva că ne pierdem tinerii. Frate, te rog, vorbește cu băiatul meu că are 24 de ani, 25, încă nu s-a botezat și sunt îngrijorat. Frate, te rog, fă ceva. De ce ajungem în situația de față? De ce? Pentru că ajungem să ne pierdem identitatea. Nu mai știm ce credem. Și cum putem noi instrui generațiile ce urmează să vină când noi, în călătoria noastră către cer, ne pierdem identitatea? Cum putem instrui noi pe cineva că nu mai e voie să te îmbraci nu știu cum? Hai, ce îmbrăcăminte? Băi, frate, gata, las-o, ai dat-o aici cu îmbrăcămintea. 2024 vine el să ne vorbească de îmbrăcăminte. În suflet, în suflet contează. Le știu, le știu, fraților, le știu. Că nu mai putem vorbi subiectul acesta astăzi. N-are rost. Da. Poate mi-arătați textele din care scriu acolo că subiectul îmbrăcăminții ar trebui lăsat la o parte și să ne preocupăm de salvarea sufletului nostru. Da, din păcate, nici una, nici alta nu salvăm. Pentru că venerăm moda, venerăm lumea, venerăm creatura. De ce? El încearcă să introducă doctrine false. De ce Satan se chinuie atât de mult să ne ducă pe acest făgaș al căderii spirituale? Pentru că tot în Biblie este scris clar. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, nu? Și caută să vă înghite, pentru că știe că are mult timp. Nu, știe că are puțină vreme. Și pentru că el știe că are puțină vreme, la un moment dat încearcă să folosească tot felul de teorii ca să ne capteze și să ne ducă cât de departe. Și ne trezim că ajungem să nu mai știm ce credem. Mulți care credeau cândva într-un fel, astăzi nu mai cred nimic și au ajuns atei. De ce? Pentru că diavolul a reușit să-i ducă pe drumul acesta. Și ajungem și suntem în pericolul acesta. Pentru că în momentul în care intri în cursa lui Satan, Satan vrea să te distrugă, să facă orice cu tine. Și vreau să te întreb, în felul acesta, crezi că ești pregătit pentru călătoria către cer? Crezi că în felul acesta poți să mergi către cer? Sau pot eu oare să merg către cer? Un alt gând important în Matei 24, versetul 12, ne spune în felul următor. Se va multiplica ce? Fără de legile, da? Și mai ce? Dragostea multora se va răci. Cum? Astăzi, când toată lumea încearcă să facă anumite studii, anumite cursuri de formare, despre cum să meargă o relație bine, cum să interacționăm unii cu alții, cum să fim top,
Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune că la urmă dragostea se răcește. În călătoria noastră către cer, dragostea se răcește. De ce? Pentru că ne pierdem preocupările pentru lucrurile veșnice și suntem preocupați cu lucrurile temporare a vieții. Și pierdem ținta, pierdem identitatea noastră. Și ajungem în felul acesta, suntem surprinși că nu merg lucrurile. De ce? Din cauza asta. Dragostea multor se răcește. Vai, nu mai este dragoste înainte, ca înainte. Păi, nu știu câți dintre dumneavoastră în momentul de față ați dat predica așa pe sărite să vedeți ce erori de gramatică va mai face Adrian. Pentru că dragoste față de cuvânt nu mai avem. Cât de repede. Oh, ce păcat e că nu, când suntem în biserică la ora 11 nu putem da predica mai înainte și trebuie să-l ascultăm până când termină, nu? N-avem un buton așa să-l dăm mai înainte, să termine, să plecăm acasă. Se răcește dragostea. Păi, frate, înainte se cânta, se stătea, te primeau în casă. Da, avem o cultură bună și cred că unii dintre noi aici în România o mai respectăm. Prin partea cealaltă de Europa, nu vreau să dau nume, majoritatea știți, nu se mai respectă cultura de primire, de oaspeți, de dragoste. Hai, vină la mine în casă, stai de vorbă. Nu, ți-ai luat hotel? Bine, nu ți-ai luat hotel? Sănătate. Stai și dormi pe banca bisericii. Și sunt realități. Pentru că avem confortul nostru și nu dorim să fim deranjați. Și în felul acesta lăsăm și pe Dumnezeu afară. În pregătirea noastră către cer. Nu, de ce să intri, Doamne? Stai că eu îmi fac bagajele, eu sunt ocupat, unde intri? N-am timp de să stau de vorbă acum. Și suntem generația modernă în care încetul cu încetul nu știu ce se întâmplă cu noi. Dar cred că ar trebui să ne îngrijoreze. De ce? Evanghelia după Matei 24, versetul 7, ne spune în felul următor. Va fi cutremure de pământ, foamete, ciumi și așa mai departe. Evenimente ale ultimelor zile. Dar să știți că sfârșitul nu va fi atunci. Dar când veți vedea toate lucrurile acestea că se întâmplă, să vă ridicați ochii spre cer. Și atunci să vă gândiți că izbăvirea voastră este aproape. În momentul de față, trăim situații tensionate atât în Europa, în Israel, Asia, întreaga lume. Și ne-am obișnuit cu știrile acestea și nu mai facem nimic, nici o pregătire pentru salvarea sufletului nostru. Absolut nimic. Căutăm tot felul de predici, să vedem ce a mai spus ăla, ce s-a întâmplat cu papa, ce se mai întâmplă cu nu știu ce teorii conspiraționale, să vedem, urmărim, duium, ne îngrămădim cu sutele și cu miile, să auzim gură cască. Dar să vedem ce ne mai spune Domnul. Nu mai avem timp. Și evenimentele sunt în fața noastră. Mesaje alese la pagina 280 ne spune că avem tot felul de semne pe pământ, pe mare. Toate ramurile sociale sunt agitate și ne vorbesc despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Toți oamenii, conducătorii, liderii, președinții, guvernatorii statelor sunt preocupați și dau marea întrebare ce va urma. Dar tu, ca și copil al lui Dumnezeu, de ce nu te preocupi de aceste lucruri? De ce în pregătirea ta către cer omiți pregătirea ta personală? De ce nu-ți mai faci timp? De ce nu mai vorbești cu Dumnezeu? De ce nu-i deschizi ușa și nu-l primești în viața ta? De ce te lași condus de tot felul de teorii mărșave care vor să te ducă cât de departe de adevăr
și de biserică. De ce te-ai săturat? De ce nu mai vrei? De ce ți se pare că biserica e o corvoadă pentru tine? De ce vrei să pleci? De ce vrei să mergi către libertate? Dragul meu tânăr, prieten, care ascultă acest mesaj, nu-ți pierde identitatea. Nu pleca capul să te închini lumii. Nu cădea în această ispită. Nu-ți alege alți dumnezei și nu-ți alege alte teorii care nu sunt fondate în Biblie și în Cuvântul lui Dumnezeu. Fii preocupat să muști și să guști din adevăr. Fii preocupat să rămâi statornic. Fii preocupat să continui alături de Dumnezeu. Fii preocupat să descoperi tot mai mult ce Domnul vrea să-ți spună. Profeții și Regi 278 îți spune direct, dragul meu, suntem la limita crizei secolului. La limită. Nu mai este mult. Și tot ceea ce noi am discutat atâția ani se va îndeplini. Și în călătoria ta către cer, de partea cui vei fi? Pentru că la final, Evrei capitolul 10 cu versetul 37 ne spune, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. În călătoria noastră către cer, să nu uităm promisiunea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus, că El vine și nu va zăbovi. Și vreau să-ți arunc o provocare astăzi. De multe ori trebuie să facem check-in-ul și să mergem către avioane, să călătorim. Și avem anumite bagaje care nu trebuie să depășească, anumite kilograme, nu? Și există acea doamnă de la diferite companii de avioane și stă acolo și spune, vezi, îți poți pune bagajul aici, să vedem, intră, nu intră. Unii scot roțile la bagaje și se încapă bagajul acolo, alții mută ce are în bagaj în altul, pentru că nu e permis. Tot așa e și în viața religioasă. Nu e permis să intri cu multe bagaje. De ce? Există un punct important al Scripturii. Biblia ne spune doar de două căi. Una largă, autostradă. Dorim autostrăzi. E bine să călătorești pe autostradă. Și alta îngustă, drumurile comunale. Înguste. Strâmte. Nu poți încăpea acolo mai... pe mai multe benzi, pe mai... Nu. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune, alegeți, ori dreapta, ori stânga. Deci, către cer, nu puteți merge pe autostradă. Nu. Drumul se îngustează. Dar trebuie să alegi. Din nefericire, majoritatea aleg autostrada cu lumea, cu toate lucrurile, cu modernismul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și puțini sunt cei care intră pe poarta cea strâmtă. E declarația cuvântului lui Dumnezeu. Dacă te crezi pe poarta cea strâmtă, dar ești pe autostradă, să nu te crezi printre aia puțini. Pentru că Domnul spune, puțini sunt cei care intră pe poarta cea strâmtă. De ce aceasta? Pentru că către cer, către călătoria noastră către cer, poarta e atât de strâmtă, încât trebuie să lăsăm totul, toate bagajele noastre. Nu putem intra cu nimic.
Nu putem intra cu mândria noastră, nu putem intra cu realizările noastre materiale, nu putem intra cu mașinile noastre, cu casele noastre, cu lucrurile noastre, cu nimic. Cu ceea ce intri în Împărăția lui Dumnezeu e caracterul tău. Deci care sunt bagajele care le vei pregăti pentru călătoria către cer? Caracterul, dragul meu. Caracterul. Acesta este cel mai important bagaj care trebuie să-l iei cu tine. Pentru că el e pașaportul către cer. Dacă ai un caracter curat, un caracter în care să fie pusă viza lui Dumnezeu, ștampila lui Dumnezeu, sigilat și pus deoparte, atunci vei putea intra în cer. Avem nevoie de ștampilă pe pașaport. Dumnezeu vrea să ți-o pună. Și spune în felul următor, în cartea lui Ezechiel, treci pe mijlocul cetății și pune sigiliul pe fruntea celor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se întâmplă. El e un popor pregătit, el e un popor pus deoparte, el e un popor care dorește să meargă către cer. Dorește să primească sigiliul. Vreau să te întreb, dragul meu, ce alegi? Alegi să ai pașaportul ceresc către cer cu ștampila lui Dumnezeu sau vrei să mergi către autostradă? Închei cu gândul pe care l-am citit la început și sfatul pe care ne-l dă Amos. Pregătește-te, Israel, ca să te întâlnești cu Domnul tău. Haideți, dragii mei, în aceste timpuri să ne pregătim și în aceste momente să ne plecăm inimile noastre și sufletele noastre înaintea lui Dumnezeu. Să vorbim cu El ca și cu un prieten. Să privim în ochii Tatălui. Să ne uităm la frumusețea caracterului Său. Să începem a spune problemele noastre, greșelile noastre, păcatele noastre. Să începem a arunca din bagaje, acolo, la picioarele cruci. Să ne plecăm pe genunchi și să cerem iertarea și îndurarea Tatălui. El vrea să te salveze și să ne salveze pe noi, ca și biserica. Pentru că biserica e mireasa sa, pe care vine să o ia. Pregătește-te, o Israel, ca să te întâlnești cu Domnul tău. Amin. Iisuse, pentru mine cerul ai părăsit, de străluciri mărețe, Doamne, te-ai despărțit. Refugiul și-a găsit.
Iisuse, Tu mi-ești viața, iubirea Ta m-a prins, unit să fiu cu Tine, înseamnă thank you.